Salut! Probabil acest clip o să te șocheze puțin și o să-ți pună câteva semne de întrebare despre viitorul nostru, al oamenilor. Dar mai bine vorbim acum decât prea târziu. Vorbim despre inteligența artificială, cyborgi și noi, ființele umane. Și nu-mi spune că nu ești de acord cu inteligența artificială sau cu roboții. Dependența noastră de tehnologie și a generațiilor următoare încă de la cele mai fragede vârste e începutul transformării noastre fie în ființe vii îmbunătățite prin tehnologie, mai bine zis nanotehnologie, fie în cyborg. Există oameni cu diferite afecțiuni care au păcălit moartea, având în ei mici aparate medicale care îi țin în viață. Când căutăm o informație, rar mai apelăm la surse fizice, pentru că e mai ușor să o găsim în digital, cu o simplă căutare. Acestea sunt două exemple simple care demonstrează dorința noastră de a evolua. Sunt primele semne de acceptare a tehnologiei în corpurile noastre. Ok, e clar că fizic un cyborg ne depășește, dar degeaba dacă nu gândește. Ar fi exact ca un sac de cartofi, dar mult mai longeviv datorită materiei din care este făcut. Și aici intervine omul, dându-i gândirea. Dar cum? Simplu, fie să ne transferăm toată informația din creier pe o memorie externă și după să o integrăm într-un cyborg, fie prin inteligență artificială. Metoda cu creierul nostru pus într-un cyborg e limitată. Ne vom depăși condiția fizică, dar cea mentală nu. Nu vom fi mai inteligenți decât am fost în corpul biologic. Și așa apare inteligența artificială, începutul sfârșitului nostru ca specie sau începutul viitorului nedefinit în timp și spațiu pentru noi, oamenii. Și nu mai e mult până acolo. O inteligență artificială e programată să facă ceva. Deja există exemple care sunt programate să învețe singure lucruri, iar pasul către autoreproducere e extrem de mic. Deși pare periculos pentru om, să știți că nu e. O inteligență de acest fel, deși ar fi extrem de evoluată, ar fi totuși foarte rigidă. Singura amenințare ar fi că mulți roboți ar înlocui oamenii la locul lor de muncă și aici ar putea apărea probleme sociale majore. Sute de milioane de oameni ar ajunge pe drumuri fără viitor și mulți vor apela la sinucidere sau poate vor porni un război împotriva roboților. Vă ziceam că acest fel de inteligență artificială ar fi totuși rigidă pentru că la bază e o programare care va fi acolo tot timpul. Ei bine, pericolul și cea mai mare invenție va fi atunci când inteligența artificială va fi capabilă să uite. Și atunci va apărea, propriu zis, o nouă formă de viață, mult mai inteligentă și pe care omul nu o va putea controla. Da, știu că sună ciudat, dar uitarea ar fi cheia. Un robot programat să facă ceva va face acel lucru, chiar dacă va fi programat să învețe orice. Doar asta ar face și nimic altceva. Însă, inteligența artificială, când va uita să facă ce a fost programată, atunci sunt semne de întrebare. Că poate lua decizii în orice condiții și se poate adapta în orice mediu. Și e greu. E greu să o faci să uite, nu să șteargă. Să șteargă informațiile pe care nu le folosește sau pe care nu le-a folosit de mult timp, nu e uitare, e distrugere de date. Să ajungă să uite pentru ce a fost programată să facă, e periculos. Dar să-și aducă aminte cine a creat-o, e conștiință. Dacă vreți să vedeți ceva fain de tot, ce se întâmplă când roboții încep să aibă conștiință și sentimente și să vă luați un mindfuck grav de tot, trebuie să vă uitați neapărat la serialul Westworld. Joacă Anthony Hopkins. Foarte bun. O să vă uitați la câte un episod și vă jur că după o să stați jumătate de oră minim să vă gândiți dacă se poate sau nu întâmpla ce e în serial și în realitate. O să vă aprindă foarte multe beculețe și o să vă puneți o grămadă de întrebări după fiecare episod. Pe 23 aprilie apare sezonul 2 și dacă vreți o lună gratis pe HBO Go, unde găsiți serialul și multe alte seriale, aveți link în descriere sau în primul comentariu. Așadar, dacă vă faceți cont acum de pe linkul ăsta, aveți o lună gratis de uitat la seriale. Trebuie să fim foarte realiști că omul în goana lui spre evoluție a distrus tot ce s-a putut. Specii de animale, civilizații și cel mai grav mediul, planeta. Cândva, pământul nu va mai fi, dar sunt convins că viața oamenilor va dispărea cu mult timp înainte de acel moment. De asta, trebuie să ne uităm spre alte planete, iar în forma actuală vom rămâne doar cu uitatul și cu rugăciunile.